Aș dedica acest psalm familiei Gagea în dimineața aceasta, fratelui Daniel, sorei Ramona. Aș dedica acest psalm fiecarei familii din Biserica Speranța în dimineața aceasta. Și fie ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să răsune mereu și mereu în urechile noastre, pentru că Domnul ne vorbește când într-un fel, când într-un alt fel, dar ferice de cine ia seama. Ferice de cine își deschide urechile ca să primească cuvântul lui Dumnezeu, ca să plece din locul acesta un om îmbogățit de sfaturile lui Dumnezeu, un om îmbogățit de principiile lui Dumnezeu, care mai apoi să rodească în viața fiecăruia și să aducă mult belșug, multă pace, multă binecuvântare. Iubiții mei, frați și surori, am citit acest psalm în dimineața aceasta, un psalm care seamănă cu o rețetă. Personal nu-mi place să gătesc. I-am spus și soției mele lucrul acesta. Îmi provoacă un pic de stres când merg în bucătărie, pentru că mi-e frică să nu greșesc cu ingredientele, cu lucrurile acestea. Mă pricep la scos vasele din mașina de spălat. Sunt master chef, să zic așa. Fac alte lucruri. Dar lucrul acesta, să gătesc, să pun o rețetă în față și să mă iau după ea să gătesc ca să obțin un produs final, o mâncare gustoasă, nu-mi place să fac asta. Și în dimineața aceasta aș vrea să înțelegem că dacă, la fel cum surorile poate să certifice și să spună că dacă vrei să-ți iasă o mâncare gustoasă, trebuie să păstrezi cu sfințenie regulile rețetei care spune cât la sută, câte grame de X, cât timp trebuie să ții, cât trebuie să învârți, cum trebuie să învârți, și asta este important, cum trebuie să învârți. Ca mai apoi să obții o mâncare de care să te bucuri, pe care să o mănânci cu bucurie împreună cu familia și cu cei dragi, este și aceasta o artă pe care nu oricine poate să o facă, și recunosc lucrul acesta în dimineața aceasta. Acest psalm merge pe același principiu în dimineața aceasta și începe în felul următor. Ferice de oricine se teme de Domnul. Prima dată vorbește despre lucrurile pe care trebuie să le facă fiecare om, fiecare tată, fiecare părinte. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Acestea sunt regulile rețetei. Și mai apoi, psalmul pe care l-am citit spune despre beneficiile, despre gustul care îl dobândești după ce faci aceste lucruri. Pentru că sunt oameni și oameni care ne învață tot felul de lucruri, care ne învață cum să facem anumite lucruri. Însă în dimineața aceasta aș vrea să ne ațintim privirile în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Cel care ne dă sfaturi în dimineața aceasta, Cel care vine cu rețeta în dimineața aceasta, este însuși Dumnezeu prin cuvântul Său. Și dacă o gospodină, atunci când se uită la mâncarea, poate arsă sau poate ruinată, își dă seama că a greșit rețeta. Tot așa este și în familiile noastre. Atunci când ne trezim în faliment, începem și ne întrebăm: Doamne, dar de ce? Doamne, dar unde n-am făcut cum trebuie? Ce n-am făcut cum trebuie? Și poate că ești în dimineața aceasta în locul acesta și ești cu întrebarea aceasta în inima ta: Doamne, unde am greșit de copiii mei nu mai sunt pe calea credinței? Unde am greșit pentru faptul că nu mă mai înțeleg cu familia mea, cu copiii mei, cu soția mea, nu am pace în casă, nu am liniște în casă, nu mă mai înțeleg cu soțul meu? Unde și ce am greșit? Și aș vrea să te îndemn în dimineața aceasta: întoarce-te la rețeta lui Dumnezeu. Întoarce-te la lucrurile care sunt un regulament pentru fiecare familie ca ea să funcționeze. Pentru că ne zugrăvim în mintea și în inimile noastre mereu și mereu tablouri excepționale pe care lumea de afară le pictează și spun: o, fericirea într-o casă înseamnă să ai bani. Fericirea într-o casă înseamnă să poți să-ți permiți să mergi în vacanțe de lux, să poți să-ți permiți să-ți cumperi mașină de care vrei, să poți să-ți permiți să-ți cumperi proprietăți și să stai în case luxoase. Și aș vrea să spun că am întâlnit oameni cu case luxoase și cu mașini luxoase, nemulțumiți și frustrați. Însă cuvântul Domnului vine în dimineața aceasta și spune: ferice de cel. La fel cum mergi la medic cu boala în trupul tău și spui: mă doare asta și asta, și medicul stă și te ascultă.
să spui toate simptomele care le ai. Și apoi îți zice, ar fi bine să... Niciun medic nu spune, îți poruncesc când ieși din cabinetul meu să iei de 3 ori pe zi Mexalen și să faci cutare și îți poruncesc și te ameninți. Nimeni nu face așa. Doctorul îți vorbește foarte calm. Dacă te interesează de sănătatea ta, dacă te interesează de corpul tău și îl iubești, cu alte cuvinte, ar fi bine să-ți iei timp de odihnă. Ar fi bine să iei medicamentul cutare, să păstrezi orarul, interval care trebuie să iei medicamentele și atunci starea ta de sănătate se va îmbunătăți. Aceasta este regula. Acestea sunt lucruri cu care trebuie păstrate cu sfințenie. Acestea sunt lucruri care trebuie să le avem în vedere. Însă în viața noastră de familie ne gândim că mergem de multe ori așa dintr-un avânt prin lumea aceasta și toate lucrurile se întâmplă fără să depunem foarte mare efort. Fără să facem prea multe lucruri. Și diavolul este cel care în vremea aceasta ne umple timpul și planul nostru cu tot felul de lucruri nefolositoare ca să ne distragă privirile de la rețeta succesului, dacă pot să-i spun așa, unei familii care se încrede, care este bazată în Dumnezeu. Ne umple mintea diavolul cu tot felul de lucruri și probăm de multe ori lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu în casele noastre. Și apoi ajungem implicit la un faliment. Ajungem implicit într-un loc în care ne întrebăm, cum am spus, de ce nu mai este armonie și pace în casa mea. Însă aș vrea să cred că în dimineața aceasta, în Biserica Speranța, fiecare familie, tânără sau cu mai multe experiențe în familie, cu mulți ani în familie, este gata să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Este gata încă să asculte de glasul lui Dumnezeu ca să meargă prin credință mai departe, ca să poată să se bucure de beneficiile pe care le-am citit în psalmul acesta în dimineața aceasta. Pentru că citeam săptămâna trecută despre un mare fotbalist, la vremea lui român, care într-o zi de antrenamente a suferit un accident. Fotbalistul se cheamă Mihai Neșu. Și după acest accident, spunea el, și așa s-a întâmplat, a rămas infirm multă vreme, foarte greu, starea lui de sănătate s-a recuperat. Era tânăr, avea faimă, mii și mii de oameni scandau numele când intra pe teren, avea bani mulți. Și în urma accidentului, spunea el, toate lucrurile acestea și faima mea și numele meu nu mă mai interesează. M-am apropiat de Dumnezeu pentru că acesta este cel mai important lucru, recunoaște omul acesta. Până și soția lui, după 6 luni din urma accidentului, l-a părăsit. A rămas un om singur și a recunoscut că singurul care poate să-ți dea împlinire în sufletul tău este Dumnezeu. Singurul care poate să-ți dea fericirea și pacea în inima ta este Dumnezeu. Nu banii, nu proprietățile, nu valorile. Nu lucrurile acestea pământești poate să te împlinească, ci singurul care poate să facă într-adevăr ca familia ta să fie o familie de succes este singurul Dumnezeu prin puterea Lui. Lăudat să fie numele Domnului. Aș vrea în dimineața aceasta să vedem ce trebuie să faci ca să ai o familie de succes. Fratele Dani și sora Ramona, parcă în dimineața aceasta ne concentrăm pe ei, pentru că ei aduc pe micuț la binecuvântare, pe Lucas. Însă lucrul acesta este valabil pentru fiecare familie din locul acesta. Ce trebuie să faci ca să ai succes în casa ta? Ca să te bucuri de binecuvântarea lui Dumnezeu? Și începe psalmul așa de frumos și spune, ferice de oricine se teme de Domnul. Ferice de oricine se teme de Domnul. Și am putea să spunem că toată lumea se teme de Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune că și dracii cred și se înfioară, se tem de Dumnezeu. Și oamenii de afară se tem de Dumnezeu pentru că știu că este un Dumnezeu care pedepsește. Pentru omul necredincios, teama înseamnă pedeapsă, înseamnă consecințe, înseamnă pagube materiale de multe ori, pagube la nivel de trup. Pentru că de multe ori am auzit sintagma aceasta, nu fac lucrul acesta pentru că mă bate Dumnezeu. Pentru că știu că Dumnezeu mă vede și mă bate, mă pedepsește.
Și parcă este un paradox în dimineața aceasta. Cum să mă tem, să am sentimentul acesta de frică mereu și mereu în viața mea ca să pot să am aceste beneficii? Și cuvântul acesta în limba română, teamă, exemplifică mai multe ramuri. Poți să ai teamă, poți să ai frică, poți să te ascunzi, să te înspăimânți de un anumit lucru. În Sfânta Scriptură vine în dimineața aceasta și spune că să te temi de Dumnezeu înseamnă ca să ai reverență față de Dumnezeu, ca să-L respecti pe Dumnezeu. Asta înseamnă să te temi de Dumnezeu, iubitul meu, frate și soră. Și oricine mă ascult în dimineața aceasta, dacă vrei ca familia ta să fie binecuvântată de Domnul, teme-te de Dumnezeu. Însă să te temi de Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu pentru că oamenii, cum am spus, credincioși, se tem de Dumnezeu într-un anumit fel. Însă omul convertit, creștinul adevărat, se teme de Dumnezeu într-un alt fel pentru că-L cunoaște pe Dumnezeu. Iubiții mei, frați și surori, aș vrea să mergem în Sfânta Scriptură și să deschidem în cartea Deuteronom la capitolul 10, unde cuvântul Domnului spune așa de frumos. Capitolul 10 cu versetul 12 spune Domnul poporului Israel și titlul acestui paragraf spune așa de frumos: ce cere Dumnezeu? Acum, Israel, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeu tău decât să te temi de Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău? Asta cere Dumnezeu de la noi. Ce cere Dumnezeu de la noi în dimineața aceasta? A cerut de la poporul Israel. Ce alta cere Domnul de la tine? Numai asta cere Dumnezeu de la tine, să te temi de El. Să te temi de Dumnezeul cel viu. Și ce înseamnă să te temi de Dumnezeu? Este să-L cunoști pe Dumnezeu. Și cum am putea noi să facem lucrul acesta, să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Aș vrea să mergem progresiv în dimineața aceasta, să ne gândim pași practici pe care putem să-i facem, pentru că am înțeles că trebuie să ne temem de Dumnezeu. Însă faptul că noi ne temem de Dumnezeu înseamnă că ne interesează de cuvântul Lui. Ne interesează de poruncile Lui. Și dacă mergem cu 2-3 capitole, tot în cartea Deuteronomului, la capitolul 6, spune așa de frumos, capitolul 6 cu versetul 6: și porunțile acestea pe care ți le dau astăzi în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei fi în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și să le porți și pe porțile tale. Poruncile lui Dumnezeu trebuie să fie prezente în casa noastră. Voia lui Dumnezeu trebuie să fie cunoscută de copiii noștri. Și spune Sfânta Scriptură că trebuie să le povestești copiilor tăi. Trebuie să le povestesc copiilor mei, nu atunci doar când trec prin probleme și când trec prin necazuri, să-i strâng pe copii și să le spun: dragii mei, știți că Dumnezeu a promis prin cuvântul Său că poate să ne binecuvinteze, poate să ne ajute să trecem prin situația aceasta. Doar atunci ne aducem aminte de Dumnezeu de cele mai multe ori. Doar atunci ne aducem aminte de promisiunile lui Dumnezeu, atunci când suntem în suferință, când un părinte trece prin încercare, când un copil trece prin suferință, și atunci spunem: haide să ne rugăm că Dumnezeu poate, El ne-a promis că poate. Însă copilașii noștri trebuie să știe toate aceste lucruri și când merg în călătorie, și când suntem acasă, și când suntem în vremuri de bine, și când părem că nu ni se întâmplă nimic și nu suntem constrânși de nicio conjunctură. Mereu și mereu poruncile lui Dumnezeu trebuie să fie prezente în casa noastră. Copiii noștri trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu și trebuie să cunoască puterea lui Dumnezeu. Și spune Sfânta Scriptură mai departe că trebuie să le sapi, să le pui acolo, să ți le pui pe ușori, pe ușă, să le vezi mereu și mereu. Trebuie să le ai mereu și mereu în fața ta. De ce? Ca să nu uiți de ele. Ca să nu uiți de Dumnezeu.
Pentru că lumea în vremea aceasta vine și îți spune și îți reduce toată această voie a lui Dumnezeu și toate poruncile lui Dumnezeu și întreaga Sfânta Scriptură încearcă să o reducă doar la o himeră, doar la o poveste care a fost cândva. Mai mult parlamentarii nici nu mai pun mâna pe Sfânta Scriptură atunci când depun jurământul în slujba cetățeanului, pentru că nu mai cred în Cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este trendul, pentru că oamenii se îndepărtează tot mai mult și tot mai mult de Dumnezeu. Însă noi, ca și copii al lui Dumnezeu, care ne temem de Dumnezeu, noi trebuie să avem mereu și mereu lucrurile acestea în fața ochilor. Noi trebuie să avem mereu și mereu lucrurile acestea sădite și săpate adânc în inima noastră. Noi trebuie să ne îngrijim ca ai noștri copii să le aibă în inimile lor. Și spune Cartea Proverbelor că învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Spune-i copilului tău care sunt adevăratele valori în Dumnezeu și când va crește și când va îmbătrâni, spune, înțeleptul nu se va abate de la calea lui Dumnezeu. Dacă ne trezim în faliment, nu ne punem oare întrebarea ce s-a întâmplat ani și ani în urmă, când trebuia să investim în copiii noștri valorile lui Dumnezeu, dacă le-am investit cu adevărat în copiii noștri, dacă i-am învățat pe copiii noștri lucrurile pe care pot să-i ducă în siguranță până la capăt, în trenul acesta al vieții, ca să ajungă la bine, cu bine la destinație. Iubiții mei, opriți-vă în dimineața aceasta și suntem multe familii tinere în locul acesta, care suntem în mijlocul examenului și care ne trebuie să ne întrebăm, facem noi oare lucrul acesta? Nu trebuie să-mi răspundeți mie, răspundeți-vă fiecare și eu trebuie să-mi răspund mie și îmi văd mereu falimentele, pentru că de multe ori nu mi-au timp să fac lucrul acesta, dar ne îndreptăm noi spre copiii noștri ca să zugrăvim noi pe Dumnezeu în viața lor? Sau ei cresc cu societatea împreună, cresc cu principiile societății și cresc cu ideile pe care le învață între colegi și le învață la școală și vine vremea când spune... Eu nu știu cine e Dumnezeu. Eu vin la biserică doar din respect pentru tine ca părinte, dar eu nu simt nimic, pe mine nu mă interesează. Și lucrul acesta îți provoacă o rană adâncă în inima ta. Și aș vrea să ne întrebăm în dimineața aceasta, facem noi ceea ce Dumnezeu a trasat poporului Israel, să trasăm principiile lui Dumnezeu în viața copiilor noștri? Ne mai temem noi de Dumnezeu în modul acesta? În Psalmul 119 spune că strâng cuvântul tău în inima mea, îl strâng mereu și mereu, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iubiții mei, frați și surori, în dimineața aceasta aș vrea ca Duhul Domnului să ne cerceteze pe fiecare. Aș vrea ca Duhul Domnului să ne cerceteze inimile noastre și să plecăm din locul acesta cu decizii noi de a-L sluji pe Dumnezeu, de a crede în poruncile Lui. Apoi, un următor pas pe care trebuie să-l facem este ferice de omul care se teme de Domnul și care umblă în căile Lui. Al doilea lucru care trebuie să-l faci, să umbli în căile Domnului. Să asculți de glasul lui Dumnezeu. Să asculți de vocea lui Dumnezeu. Și în Cartea Romanilor spune ca să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, transformate de Dumnezeu, ca să pricepeți voia cea bună a lui Dumnezeu, ca să înțelegeți voia cea bună, plăcută și desăvârșită. Iubiții mei, în dimineața aceasta am găsit pe paginile Sfintei Scripturi un om care a ascultat de Dumnezeu, un om care s-a încrezut în Dumnezeu chiar și atunci când a fost în momente de criză. Și dacă deschidem Cartea Genezei la capitolul 22, găsim pe Avram pus în fața unei provocări puternice din partea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îl trezește într-o dimineață și spune, Avram, ia pe fiul, singurul tău fiu, și adu-mi-l ca jertfă mie. Avram care asculta de Dumnezeu, Avram care ieșea noaptea și stătea de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu îi promitea, Avrame, sămânța ta va fi ca nisipul mării. Îi făgăduia Domnul Dumnezeului Avram lucruri mărețe și se trezește brusc Avram că îi spune Domnul, ia pe fiul tău, singurul tău fiu și adu-mi-l ca jertfă. Se gândește acest om înaintat în vârstă care împreună cu soția lui din punct de vedere biologic nu mai puteau să aibă copii. Dacă Dumnezeu îmi va lua copilul acesta, ce se va întâmpla, ce se va alege de promisiunile lui Dumnezeu? Mai cred eu în promisiunile lui Dumnezeu?
Însă vedem în Sfânta Scriptură că acest om a luat slujitorii, a luat măgarul, a luat lemnele pentru arderea de tot, l-a luat pe Isaac și au plecat pe muntele Moria. Nu găsim nicio șovăire în Sfânta Scriptură, nu găsim niciun cuvânt în care să spună Avram: Doamne, dar de ce faci lucrul acesta? Doamne, dar mi-ai promis că prin fiul acesta care mi l-ai dat la o vârstă așa de înaintată, vei face ca sămânța mea să fie atât de mare, un așa număr de mare, și în dimineața aceasta mă trezești și mă trimiți ca să mă duc să-l aduc pe, ca jertfă pe altar înaintea ta. Însă acest om ascultă de Dumnezeu. Acest om se duce cu fiul lui și îl pune pe altar, și în momentul în care ridică cuțitul, și am citit un gând așa de frumos, auzeam pe cineva care spunea: Avram deja l-a jertfit pe Isaac în inima lui. Chiar dacă din punct de vedere fizic nu l-a jertfit, în inima lui Avram l-a jertfit deja pe fiul lui Isaac. A demonstrat lui Dumnezeu că El este Dumnezeu suprem și glasul de care trebuie să asculte. Avram era jertfit deja și spune lui Dumnezeu lui Avram: oprește-te și nu-i fă niciun rău copilului acesta. Și dacă deschidem în cartea Genezei la capitolul 22 cu versetul 12, îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat, să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu. A vrut Dumnezeu să-l ducă pe Avram în acel punct în care să vadă ce face, dacă într-adevăr îl crede pe Dumnezeu, dacă într-adevăr crede porunca lui Dumnezeu și ascultă de glasul lui Dumnezeu până la capăt. Și Avram stă cu cuțitul ridicat, ascultând de glasul lui Dumnezeu, și intervine îngerul și spune: să nu faci niciun rău copilului acestuia. Pentru că Avram asculta de vocea lui Dumnezeu. Cât mai ascultăm noi de glasul lui Dumnezeu în vremea aceasta? Cât mai ascultăm noi de vocea lui Dumnezeu? Ne cheamă Dumnezeu la sfințire, ne cheamă la pocăință, ne cheamă la neprihănire mereu și mereu, ne cheamă la apropiere de El și parcă ignorăm vocea aceasta. Parcă ignorăm glasul lui Dumnezeu. Parcă ignorăm de multe ori cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea în dimineața aceasta să ne punem întrebarea: cât mai ascultăm noi de Dumnezeu, ca acest om, ca Avram? Cât ne mai încredem noi în promisiunile Lui, chiar dacă de multe ori doare, chiar dacă de multe ori suntem corectați, chiar dacă de multe ori nu ne place lucrul acesta? Și dacă mergem în epistola lui Pavel către evrei, spune cuvântul Domnului: la capitolul 12 cu versetul 5: și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Și versetul 11: este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei răbdarea dătătoare de pace a neprihănirii. Iubiții mei, frați și surori, săptămâna aceasta am trecut printr-o stare atât de vulnerabilă și când am auzit de vestea plecării acestui băiețel la Domnul, parcă mi s-au muia genunchii și am spus: Doamne, dar de ce lucrul acesta? Și în fiecare inimă s-a ridicat această întrebare: de ce ai ales să chem băiețelul acesta la Tine? Și spunea fratele Gabi așa de frumos la timpul de rugăciune: căci Domnul ne trece prin școala Lui pentru că ne iubește. Ne mustră pentru că vrea să fim aur curat. Chiar dacă de multe ori această voie a lui Dumnezeu nu pare bună pentru noi, chiar dacă de multe ori doare și lasă răni atât de adânci în inimile noastre, lucrează pentru șlefuirea noastră ca și creștini. Lucrează pentru curățirea noastră ca să fim aur curat înaintea lui Dumnezeu. Și chiar și atunci când trecem prin încercare, Dumnezeu este cu noi. Pentru că am spus despre acest tablou că este ferice de omul care se teme de Domnul și umblă în căile Lui. Și acest om va avea prosperitate, va avea bucurie. Și spune mai departe ce spune psalmul: dar trecem de multe ori și prin valea umbrei morții. Trecem de multe ori și prin suferință. Și atunci omul care se teme de Domnul are un turn de scăpare. Omul care se teme de Domnul are o mână întinsă.
Omul care se teme de Domnul are ajutor. Omul care se teme de Domnul nu-și pierde nădejdea în mijlocul încercării. Pentru că spune psalmistul, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. În familiile noastre, iubiții mei, frați și surori, să nu plecăm din locul acesta și să spunem, de astăzi înainte vreau să mă tem de Domnul pentru că vreau să fiu prosper, pentru că vreau ca toate lucrurile să meargă bine. Aș vrea să înțelegem acest tablou în întregime și să știm că atunci când ne merge bine, este datorită milei lui Dumnezeu și atunci când trecem prin încercare, este că Dumnezeu vrea să ne șlefuiască și vrea să ne prelucreze. Iubiții mei, frați și surori, atâtea de mesaje de încurajare au fost transmise în dreptul acestei familii îndurerate din Timișoara. Atâtea mesaje care au fost atât de frumos spuse și atât de frumos rostite de către oamenii lui Dumnezeu. Însă m-am gândit în inima mea că singurul care poate să aducă adevărata mângâiere în inima omului este Dumnezeu. Singurul care poate să-l ridice pe cel care este căzut este Dumnezeu. Singurul care poate să pună balsam pe rană este Dumnezeu. Însă aș vrea să spun în dimineața aceasta, dacă vrei ca și în momentele grele care vin de multe ori și trec peste noi în viața noastră, pentru că nu ni le alegem, acestea vin peste noi pur și simplu. Dacă atunci când trecem prin momentele acestea noi știm că avem un Dumnezeu viu, atunci suntem o familie binecuvântată de Domnul, cum spune Cartea Psalmilor. Și vom trece mult mai ușor prin încercare, vom trece mult mai ușor prin furtună și frica și teama nu vor avea loc în familia noastră, pentru că noi știm în cine credem, pentru că noi știm cine este Dumnezeul nostru, pentru că noi știm cine a promis Dumnezeul nostru fiecăruia dintre noi. Și aș vrea în dimineața aceasta să plecăm din locul acesta cu lucrurile acestea fixate, că trebuie să-L avem pe Dumnezeu la cârma tuturor lucrurilor. Dacă l-ai pe Dumnezeu la cârma familiei tale, nu vei experimenta falimentul. Dacă l-ai pe Dumnezeu la cârma lucrurilor tale, la cârma familiei tale, diavolul nu va avea loc în casa ta, pentru că tu te încrezi în Dumnezeu și diavolul nu va aprinde foc în casa ta, pentru că tu ești un om al lui Dumnezeu. Și aș vrea în vremea aceasta ca Dumnezeu să zădărnicească planul și lucrarea celui rău în familiile din Biserica Speranța, în familiile tuturor creștinilor și toate familiile care împlinesc această rețetă a psalmului, care se tem de Dumnezeu, care umblă în căile Lui, să fie familii binecuvântate de Domnul. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze la aceasta și să prețuim cuvântul Domnului, să prețuim voia Lui, care și în dimineața aceasta ne cheamă la sfințenie, ne cheamă la apropiere de El, ne cheamă să trăim mai sfinți, mai fără prihană, chiar dacă nu este la modă. Chiar dacă nu suntem în trend și chiar dacă nu suntem populari și nu avem vizualizări, acestea sunt adevăratele valori. Și fie ca noi să înțelegem în dimineața aceasta, căci Domnul ne cheamă la sfințire pe fiecare. Amin.